la biserică din Izmir. Vreau să împărtășesc împreună cu dumneavoastră această lucrare, să împlinim învățăturile adevărate. E foarte important, frate mie, pentru fiecare dintre noi, ce învățături primim noi. Care sunt învățăturile după care noi ne raportăm în viața aceasta din zi cu zi. Și aceea vrea ca în această dumneavoastră Dumnezeu să ne deschide mintea și ochii noștri ca să înțelegem ce învățături primim. Și-ar vrea ca să vă invit în ridică cu toții picioare, vreau să citesc un cuvânt al Domnului din Matei, capitolul 7, versetul 21, la versetul 29, să vedem ce spune aici Domnul Iisus Hristos. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în părăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi drașcă în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna un om cu judecată care și-a ridicat casa pe stâncă, a dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip, a dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântele acestea, noroatele au rămas cu imite de învățătura Lui, căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Amin. Vă invit să vă ia și dă locul meu. Frate, mi-e foarte important să împlinim învățăturile adevărate. Pentru fiecare dintre noi este important la ce privim noi, ce auzim noi. Și am vrea în această frumoasă Dumnezeu să ne deschidă ochii minții, să ne deschidă urechile și ochii noștri ca să vedem ceea ce vrea Domnul Iisus Hristos în această frumoasă, să înțelegem pe deplin Cuvântul Dumnezeu. Știți că este important ca fiecare dintre noi, spunea Domnul Iisus Hristos, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în părăția cerurilor. Și spuneam astăzi la biserica din Izmir că am întâlnit prieteni și am avut oameni cunoscuți, colegi, care am lucrat pe șantier încă din erețe și credeau că dacă iau un pahar și încistește, zice, Doamne, ajută! Credeți că Dumnezeu e prezent acolo? Nu. Eu cred că nu e prezent, pentru că situația aceasta, Dumnezeu este acela care nu face parte cu astfel de oameni, la băutură, la minciună, la bârfă și așa mai departe. Dumnezeu nu participă la astfel de lucruri, ci Dumnezeu este acela care este un Dumnezeu sfânt. Și de aceea toți oamenii trebuie să fie oamenii aceia care să trăiască viața de sfintenie și de curăție înaintea lui Dumnezeu. De aceea, frate, mi-a spunea Domnul Iisus, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, frate, nu eu. Și aceia care fac voia lui Dumnezeu, aceia vor moșteni în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că spune cu Dumnezeu că nimic întinat și spurcat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, haideți să înțelegem că în această după masă, Domnul Iisus Hristos ne spune atât de important pentru fiecare dintre noi și să înțelegem că spune că El că mult îmi vor zice de aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dragi numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Știți că în zilele noastre și diavolul face multe minuni, foarte multe minuni, foarte, foarte multe minuni face diavolul și mulți sunt, cred că, îi de urmat astfel de personaje. Diavolul se infiltrează chiar în oameni și le arată lumina, le arată lumina care vine din lumina lui. Vreau să vă spun că diavolul a fost cel mai frumos, cel mai strălucitor, Lucifer. A fost numele Lucifer, dar faptul că el a vrut să ridice mai puțin de Dumnezeu, Dumnezeu l-a descoperit și l-a aruncat pe pământ. Și de aceea el acum umblă pe pământul acesta ca să caute, să-i atragă pe oameni în continuare, credând că el este cel care luminează pe oameni, să umble în întunericul acesta. Dar de fapt el nu este în acest întuneric. De-aia este important ca fiecare dintre noi să înțelegem că oamenii care în ziua de astăzi spun așa vorbește Domnul și nu vorbește Domnul, ci vorbește la el înșiși. Adică din firea lui, din pornirea lui, din mintea lui. Și Dumnezeu ne-a vorbit. Și la un moment dat se vede că nu se împlinește prorocia. Spuneam și la biserica de Izmir că am avut parte de multe prorocii.
Și sunt multe meditare care nu s-au împlinit, pentru că nu a vorbit Dumnezeu. Dar atunci când vorbește Dumnezeu, lucrurile ia ființă. Iar se întâmplă și le vezi cu ochii tăi. Și vine din biserica în lucrul acesta. De aceea, crucea adevărat sunt aceia care ascultă Dumnezeu și umblă în voia lui Dumnezeu. Și e foarte important ca fiecare om de aici din biserica aceasta și pretutinde, care se numesc credincioși, să știe să deosebească voia omului de voia lui Dumnezeu. Pentru că sunt mulți care cred că asta e voia lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu este acela care vrea să ne arate și să ne vorbească în semnătatea și în credința în Dumnezeu. Frații mei, e foarte important să împlinim cu Dumnezeu. De aceea e important să și veghem asupra vieții noastre și asupra stării în fiecare zi. Ca să poți să veghezi, e important să te uiți la Cel care veghează. Și acesta este Dumnezeu. Vă aduceți aminte că în Ieremia, Dumnezeu l-a întrebat pe Ieremia, Ieremia, ce vezi? Ce a văzut Ieremia? Un vegheator. Bine ai văzut! Pentru că eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Auziți? Când un om credincios, un proroc, care vine să vorbească cu Dumnezeu, Dumnezeu veghează la cel proroc să vadă cuvântul pe care el rostește de la Dumnezeu, nu de la el. Sunt mulți care au regretat amarnic. Oameni credincioși, oameni buni, au regretat doar un singur cuvânt, au spus de la el și lucrul s-a descoperit și au fost foarte, foarte pedepsit de direcția aceasta. Frații și noi, nu ne putem juca cu cuvântul Dumnezeu. Nu ne putem juca cu prorocirea, că noi așa vorbește Domnul și nu vorbește Dumnezeu. Dați-mi voi, că și aici am auzit partea asta. Am fost partaj la lucrurile acestea. Și Dumnezeu n-a vorbit. L-a descoperit pe față lucrurile acestea. De aceea trebuie foarte atent. Când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu trimite și are oamenii lui care trăiesc în sfintenie, în curăție, rabdă sfinte, rabdă chiar bajocura, rabdă orice stare, orice lucru. Chiar dacă ceea mă spune, te pui de disciplină. Dacă tu ești un credincios, tu vin ca să vezi, pentru că cel care este adevărat este Dumnezeu. Amin. Chiar dacă un păstor spune în casă, te-am disciplinat, nu mai vorbești, nu mai cânt, nu mai faci nimic. Eu și mă postesc, mă rog și stau în ascultare și amin. Sunt un credincios. Dumnezeu, cu baza aceasta, este mai bine văzut ca cel care este disciplinat, frate mei. Și atunci Dumnezeu lucrează în viața lor. Dar foarte adesea noi ne supărăm repede și gata, nu mai vin la biserică și fac alte preocupări. Nu e de la Domnul lucrul acesta. Frate și soră, când ești om credincios, accept totul, te supui amin. Și asculți de voia lui Dumnezeu. Amin, amin. De aceea vă îndemn, frate, dacă vă vină o mustrare din partea unui frate sau unei sore, acceptă mustrarea. Pentru că spune că mustrarea aceasta mustră pe cel înțelept se facă cum? Mai înțelept. Asta te vine, nu vine mai urât de oameni, nu, ci din potrivă, te vine mai iubit de oameni și de Domnul. De aceea e important ca noi să căutăm să fim oameni aceia care să trăim adevărul acesta Scriptură și să acceptăm și mustrarea. Să acceptăm că atunci când Domnul ne mustră, El vrea ca să ne câștige pentru părerea lui Dumnezeu. Uitați-vă că omul care nu e credincios când îl mustră, el s-a supărat, el se duce, el pleacă, gata, am terminat bucăița. Întrebarea este, a fost el credincios până în momentul acela? Nu. A trăit o pocăință falsă, pocăința ieftină. Pentru că de multe ori venim aici doar numai ca să fim și noi prezenți aici și numai să nu primim cu Dumnezeu. Ori primind aceasta trebuie să ne mântuiți sufletele față mea. Amin. Și venim aici în casa lui Dumnezeu pentru că vreau să fiu mântuit și vreau să fii mântuit și mântuit. Amin. Pentru că Dumnezeu la asta ne-a chemat ca să ne aducem pe toți împreună la un numitor comun și care este Iisus Hristos prin Dumnezeu și acest cuvânt adevărat al Dumnezeu. De aia este important ca noi să ascultăm de glasul Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a știut că în vremea de atunci erau oameni care trăiau în felul acesta. Și le-a spus celor care trăiau, cărturași fariseilor, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în părăția cerurilor. Și Domnul afirmă, și aceea va intra în părăția celor care ascultă de glasul Dumnezeu, care împlinesc poruncile Dumnezeu și care fac voia lui Dumnezeu. Amin. V-am citit mai devreme și v-am citat din Romani, capitolul 12, că vă întreb, fratul, pentru Doamne Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă, fie sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră slujbă duhovnicească. Și continuă cu să vă spune așa, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre deosebit bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ca să cunoști voia lui Dumnezeu, frate mei, trebuie să te adâncești privirea în cuvântul lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, vă mai amintit aici de multe ori, voia lui Dumnezeu este sfințirea. Primul lucru care atârnă mine și de tine ca să cunosc voia lui Dumnezeu este să mă sfințesc viața. În sfințenie, în curăție, într-o pocăință sinceră, să mă apropii de Dumnezeu și pe acesta Dumnezeu va lucra într-un chip minunat. Va descoperi taina Lui
Și taina lui va descoperi celor care poate de multe ori n-au nicio semnătate înaintea oamenilor. Dar înaintea lui Dumnezeu nu uita, tu ai semnătate. Amin. Dumnezeu te-a însemnat și m-a însemnat pentru împărăția cerului. Și atunci când vrei să Dumnezeu să vorbească, stai în prezența Domnului, cum spuneam mai devreme, în locașul tău, în camera ta, roagă-te Dumnezeu nascuns și Dumnezeu care vede nascuns îți va răsplăti, îți va vorbi, îți va descoperi, frate mie. Și atunci când vii în casa Domnului, hai ce să spui, hai ce să relatezi. Că Dumnezeu ți-a vorbit și Domnul descoperă planul de cu privire la biserica de aici, că ceea ce trebuie să face fiecare dintre noi. De-aia e important, frate mie, ca noi să luăm aminte la cuvântul acesta Dumnezeu. Și spune aici Domnul Iisus Hristos, în versetul următor, atunci ne voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Adică cui? Celor care au prorocit prin el, n-am prorocit noi, n-am scos noi de așa numele tău, n-am făcut noi semne și minuni. Și Domnul vă spune, plecați de la mine, voi toți lucrători ai fără de lege. Frați și tuturor, aș vrea ca Duhul Sfânt al Dumnezeu să fie acela care să ne ia în primire mintea noastră și inima noastră, că atunci când un credincios, poate spune așa un credincios, sau un om, sau o persoană care vine în casa Domnului și se ridică și spune așa vorbește Domnul, el trebuie să-l simt. Și vă spun că eu simt lucrul acesta. Domnul descoperă dacă e din partea Domnului sau nu e din partea Domnului. De multe ori am dat pe față lucrul acesta. Și de aceea este important ca noi să înțelegem că atunci când vorbește Dumnezeu, simt acolo Fiul Duhului Sfânt care cercetează și face comuniune cu acea persoană. Face acea legătură că Dumnezeu vorbește și când vorbește Dumnezeu, da, spune slavită pe Domnul, amen, este de la Domnul. Dar dacă nu simt fiorul acela și nu simt prezența lui Dumnezeu, a vorbit altcineva, nu Dumnezeu. De aia este important ca noi să ne păzim de astfel de oameni, astfel de proroci, care zic că vorbesc de la Dumnezeu. Și vă rog ca Dumnezeu să facă ca toți credincioși de aici să fie credincioși adevărat, autentici, oameni să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și când cuvintele lui Dumnezeu vorbește, Dumnezeu este acela care caută să împlinească lucrarea lui. De aceea spune Dumnezeu că noi trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Mai departe spune aici cuvântul Dumnezeu, de aceea. Și aici foarte atent pentru fiecare și mă rog ca fiecare să ne putem fi caracterizat în ceea ce spun aici, în exemplu acesta. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, uitați-vă ce zice Domnul, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a ridicat casa pe stâncă. Ce te întâmplă atunci când tu ridici casa pe stâncă? Un om care are judecată, adică judecată ce înseamnă? Să înțelegi voia lui Dumnezeu, să înțelegi că planul lui Dumnezeu cu privire la tine este ca tu să fii un om mântuit și să accepti voia lui Dumnezeu în viața ta. Și omul cu judecată și ce te întâmplă când zidește casa pe stâncă? Atunci când vine furtuna, ploaia, valurile, nu poate să facă nimic, nu poate să distrugă. Spune, a dat ploaia, au venit șuvaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Acum vă întreb, frații noștri de aici, acum nu vreau ca trebuie să-mi scoate lucrurile la lumină. Sunt frați de-ai noștri care, atunci când au venit furtuna, temelia, valurile, au fost zidit. De ce? Pentru că n-au avut puterea lui Dumnezeu și n-au avut Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Tatăl voi să vă spun. Pentru că atunci când e Duhul Sfânt în tine, orice ploaie, orice furtună, orice val care vine, tu rămâi tare în picioare. Amin, amin. Pentru că Dumnezeu din cer te țină. Nu te las pe dobor, frate și soră. Când eu mi-am încredat viața în mâna Domnului, Dumnezeu mă susține. Chiar dacă bate vântul, bate ploaia, bate furtuna, toate părțile, eu rămân în picioare. De ce? Pentru că Dumnezeu din cer mă ține. Nu noi puterea noastră. Nu putem face nimic. De aceea trebuie să ne rugăm pentru astfel de familii, astfel de frașturi, ca Dumnezeu să păstreze bine și să înțeleagă că voia lui Dumnezeu este să asculte de glasul lui Dumnezeu, să te porunca lui Dumnezeu, ca nu cumva, când vine ploaia și furtuna, să fie dărmați, frate mei. Ei, pentru cei care sunt zidiți în stânca, care este Hristos, stânca, nu uitați, este Hristos. Casa care este zidită în stânca, este zidită în Hristos. Spune așa, și am repet o dată, a dat ploaia, au venit și ploaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Când ești zidit în Hristos, nu poate să te dărâme. Și rămâi tare credincios, rămâi puternic credință și Dumnezeu este Cel care dă biruință, frate mei. Și mă rog ca Domnul să dea biruință tuturor celor care lipsați și noi. Și noi și celor care nu-s prezent. Domnul se cercetează, frate mei. Să nu te prăbuși. Dumnezeu îi ridică din prăbușirea aceea. Poate să ridice și să ridice în locul în care trebuie să fie așezat de Dumnezeu. De aceea e foarte important, frate mei. Știți că atunci când un om care este prăbușit,
vine înaintea Domnului cu recunoștință, vine înaintea Domnului cu starea lui, care vede că starea lui, care este păcătoasă, are nevoie de iertare. Dumnezeu de acum din prăbușirea îi ridică, frate soră. Uitați-vă la o femeie care avea scurge de sânge, bolnavă, 12 ani. Ce-a făcut femeia aceasta? Păcătoasă, se spune. A venit și s-a prăbușit la picioarele Domnului Iisus Hristos și s-a atins de pala hainei lui. Și zicea, măcar să mă ating de pala hainei lui și vă vită mântuită. Și Domnul s-a uitat peste mulțime și a zis, cineva s-a atins de mine. Mulți, Petru și ceilalți spune, Doamne, mulțimea te încurajează, toate poți să spui că cineva s-a atins de tine. Cineva s-a atins de mine, că de mine a ieșit o putere. Și spunea Domnul Iisus Hristos, s-a uitat peste mulțime și a văzut pe cea care a făcut lucrul acesta. Și ce-a spus Domnul? A certat-o? Nu. Îndrăznește, frică, credința ta te-a mântuit tu de pace. Femeia, când a avut descoperirea, a venit și a spus din ce pricină și de ce cauză s-a atins de el. Frații și surori, Domnul este acela care, pe cei care sunt prăbușiți, Dumnezeu îi ridică. Numai oamenii țin acolo prăbușirea aceea. Noi vrem ca Duhul Sfânt a venit să lucreze și în această zi să ridice din prăbușirea aceea și să așeze acolo pe temelie, între stânca care este Iisus Hristos, mănâncă mie Domnul. E foarte important ca fiecare timp să ne punem nădejdea și încrederea în Dumnezeu. Nu în lucrurile pământești, nu în bogăție, nu în avere, nu în mașini, nu în case, ci în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea ca noi să ridim acolo o casă stătătoare, o casă care este în cer la Dumnezeu. Acolo trebuie să ne facem noi casa, frate mei. Pentru că noi plecăm de aici, din cortul acesta, pământesc, de m-a transformat Dumnezeu într-o altă vărtură și vă locui Dumnezeu veșnic. Acolo trebuie să fie tinta noastră și ochii noștri spre Dumnezeu, frate mei. Și așa cum spune versetul acesta, că și nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este cine? Iisus Hristos, frate mei. În El trebuie să ne punem rădeașa și binecuvântarea să fie pentru fiecare dintre noi și temelia cu Hristos. Domnul să ne ajute la această frate mei, ca întotdeauna să ne încredem în Dumnezeu și puterea tăriei Lui. Apoi spune Domnul despre cea a doua categorie de oameni. Însă, oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechinduit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Și ea s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. Mare, frate mei! Un om care nu se încrede în Dumnezeu, un om care nu-și face casa zidită pe stâncă, ci pe nisip, adică pe vorbările goale, pe planurile lor pomenești, pe faptele lor care sunt, cred că sunt bune și au trece înaintea Dumnezeu și așa mai departe și nu spun pe faptele lui Dumnezeu, oamenii aceștia au solidit casa pe nisip. Și atunci când a venit furtuna, a venit valurile, ploaia, credința a fost așa măsură că a fost dărâmat la pământ cu totul și nu mai a avut putere să stea în picioare. De ce? Pentru că și-au zidit casa pe nisip, adică pe ei înșiși puterea lor. Ei au crezut că ceea ce fac ei puterea lor o face lucruri mari. Dar când am venit prima încercare a furtunii și a ploii, s-a dărâmat, s-a dus. Frații și lor, cei care își fac casa zidită pe stânca în Hristos, își pun încrederea în Hristos, valurile, furtuna și ploaia nu au putere asupra ta. Și Dumnezeu este acela care este puternic, stă lângă tine, te ține și te ajută să poți înainta pe calea aceasta. Frați și surori, haideți să ne zidim casa pe stânca. Să ne zidim casa în Hristos, Domnul. Să ne punem toată nădejdea și încrederea în Dumnezeu. Pentru că spune cu Domnul că nădejdea aceasta în El care își pune, nu ne înșală. Aceea ne ține aproape Dumnezeu. Dumnezeu spune în Evenia, capitolul 11, versetul 29, că eu știu gândurile care le-am cu privire la voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Dumnezeu știe că viitorul meu și viitorul tău este mâna lui Dumnezeu. Și El știe ce planuri are cu privire la tine și la mine. Are gânduri de pace și nu de nenorocire. Uitați-vă cei care și-au crezut că ei înșiși au venit nenorocirea pe ei și au rămas prăbușite întotdeauna. Dar facă Domnul ca cei care s-au prăbușit Domnul să ridice din nou. Domnul să-i ajute să ridice de acolo și să-și pună încrederea lui Dumnezeu. Și asta e voia lui Dumnezeu, fratele mele. Și Dumnezeu să ne ajute ca să ne punem încrederea și nădejdea în Domnul. Spune aici, mai departe, a dat ploaia, au venit șuvaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea și ea s-a prăbușit prăbușirea acolo mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui. Căci El învăța ca unul care avea putere, nu cum învățau cărturarii lor. Frați și surori, când vii aici, ai nevoie de putere. Și ca să poți să faci această lucrare, mai întâi puterea trebuie să vadă în casa ta, rugăciunea. Acolo poți și rugăciune acasă, ca să poți să vii aici, să poți să cânti cântarele Domnului, să poți să predici Evanghelia, să poți să faci lucrarea Lui Dumnezeu.
astfel, degeaba venim aici și vrem noi ca să facem lucrarea noastră și nu avem niciun acces, nu avem niciun succes în privința asta. Dar atunci când stai lângă Dumnezeu, stai în prezența Domnului, Dumnezeu este acela care te întărește de putere și dă cuvintele potrivite pentru biserica, ea să crească, ea să se întărească, ea să se ridească, ea să poată să aibă înaintare pe calea aceasta. Și la asta suntem chemați. De aceea, frate, faceți-vă timp și citiți Scripturile. Faceți-vă timp să aveți timp de părtășie cu Domnul, stați de vorbă cu Domnul prin rugăciune. Pentru că rugăciunea este comunicarea și comuniunea cu Dumnezeu. Dumnezeu este inițiatorul ei și El vrea să stea de vorbă cu tine și tu trebuie să stai de vorbă cu Dumnezeu. Prin rugăciune se poate face lucrul acesta. Și atunci când stai de vorbă în rugăciune, Dumnezeu îți va șopti în ureche, tu ce trebuie să faci, ce trebuie să răspunzi și mai departe. Și atunci când vii înaintea Domnului, Dumnezeu este acela care te îmbracă cu putere și atunci începi să cânti cântarele Domnului, începi să predici Evanghelia cu toată îndrăzneala și adevărul acesta, El este, este cel care te ține în viață. Domnul Iisus Hristos, prea într-o împrejurare, sfințește-mi prin adevărul tău, căci cuvântul tău este adevărul. Frații mei, noi trebuie să credem că acest cuvânt al Dumnezeu este adevărat. Și că le-a se va primi. Spune că cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Până la final rămâne acest cuvânt. Are valabilitate și are autoritate asupra lucrurilor pe care El le-a lăsat pe cuvântul acesta. Și de aceea credem că Dumnezeu este acela care ne va binecuvânta pe fiecare parte, ca să rămânem oameni statornici, oameni credincioși, oameni cucernici și oameni care să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Nu-mi doresc altceva decât Duhul Sfânt al Dumnezeu să dea primire pe toți împreună. Mintea noastră, inima noastră, gândirea noastră și făptura aceasta pe care Dumnezeu ne-a făcut, cum am spus mai devreme, că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi să dispară din viața noastră și să facă toate lucrurile noi. Ceva de astăzi, să umblăm în Hristos și cu Hristos, să umblăm în lumina cuvântului Dumnezeu și toate faptele bune care Dumnezeu ne pregătește pentru fiecare noi, să umblăm prin ele, frate mei. Pentru că faptele le dă Dumnezeu din cer, frate mei. De aceea spune că pocăința este urmată de fapte. Ne pocăim, ne perim și venim înaintea Domnului cu recunoștință și spunem, Doamne, iartă-ne păcatele, curățește-ne, sfințește-ne prin sângele Tău și Dumnezeu poate face lucrul acesta prin Iisus Hristos. Facă Domnul ca să înțelegem voia Dumnezeu mai pe deplin, frate mei. Să slujim pe Dumnezeu cu toată scumpătatea, cu toată dragostea, toată puterea. Asta vrea Domnul. Și să Domnul Dumnezeu sincer să lase binecuvântarea aceasta pe fiecare dintre noi. Pentru că asta e lucrul cel mai important pentru fiecare dintre noi. Amin. Și doresc ca Duhul Sfânt al Dumnezeu să fie acela care să ne conducă. Amin. Amin. Foarte important, frate mei. Haideți, frate mei, ca întotdeauna, când ne aducem aminte că Dumnezeu ne-a făcut o chemare sfântă. Această chemare, prin un loc ne-a chemat la pocăință. Prin pocăința aceasta ne putem câștiga dreptul de a primi copiii al lui Dumnezeu. Copiii al lui Dumnezeu, aceia care au dreptul, aceia vom moștini împărăția lui Dumnezeu. Deci sunt câteva etape pe care trebuie să facă omul credincios fiecare zi. Spunea Domnul Iisus Hristos, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, a dat drept să fac copii al lui Dumnezeu născut, nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia firilor om, ci din Dumnezeu. Dacă ești un copil al Dumnezeu, ești născut din Dumnezeu și Dumnezeu este acela care trebuie să te vadă în viața ta, trebuie să trăiască în viața ta și tu să trăiești prin Dumnezeu. Și în felul acesta, Dumnezeu este acela care va adăuga la numărul celor nemântuiți și pe cei din casa voastră. Pentru că autoritatea și puterea Cuvântului Dumnezeu are putere să schimbe, să transforme lucrurile din jurul tău. Dar dacă trăiești autentic pocăința aceasta, frate mea, dar dacă trăiești o pocăință ieftină și doresc să mai fac și ceea ce face stânga și ce face în dreapta și mai te lași adăcat de lup, apele tulburi, apele murdare, dați voi să-ți vă spun, ești pierdut, frate mea, pierdut pentru veșnicie. Dar nu te mai adăpat din apele tulburi, ci adapă-te din cuvântul acesta al lui Dumnezeu care este viu și lucrător. Și care este mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acum, desparte sufletul și Duhul, chetrune și mădura și judecă gândurile și simțirile inimii. Asta face cu Dumnezeu, frate mei. De aceea spunem Țeamul Sfânt, cum nu-și va păstra tânul curată crearea, îndreptându-se după cuvântul tău. De mai mult de atât spune că cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe crearea mea. Vedeți? Mai departe spune un alt Țeamul 107, vedeți, 20, spune așa, cum vor primi oamenii vindecarea? Spune că a trimis cuvântul său și i-a vindecat. Cuvântul Dumnezeu are putere să vindece, frate mei. Are putere să schimbe starea și gândirea ta până în cele mai adânci lucruri și mai adânci gânduri. Domnul poate face lucrul acesta, frate mei. Dar trebuie ca noi să acceptăm acest cuvânt al lui Dumnezeu viața noastră. Și Dumnezeu din cer să lucreze. Dumnezeu din cer să acționeze după planul Său. Nu-mi doresc altceva decât cuvântul acesta, frate mei, să-l trăiți.
căutat și citit. Dacă cu adevărat știu că sunt unii dintre voi care nu pot citi, nu cunosc Scriptura, dați drumul la audio. Nu se dă de la audio. Așa. Și puneți și ascultați lucrul acela. Și vă vedeți cum vă veți zidi, frate mie. Și când veniți în biserică, Dumnezeu va transforma viața ta și ființa ta și gura ta, va rosti cuvintele acelea care tu le-ai auzit. Dar dacă asculți cealaltă melodii, cealaltă lucruri, aia mă întâlnește biserică. Frate și surori, aici Dumnezeu nu acceptă lucrul acesta. De aceea, așa cum s-a auzit, audio. Puneți audio acolo, CD-ul din ala care este scris cu Dumnezeu și pune și ascultă, frate mie. Pune-l acolo și chiar dacă te auzi și vecinii, că nicio problemă. Tu să lași să meargă cuvântul lui Dumnezeu să răsune în casa ta. Amin. Și Dumnezeu e acela care va te din ființa ta și sufletul tău și va, nu știu niciodată, cuvântul acela să străpungă și inima cuiva care să treacă pe strada ta. Și Dumnezeu să spună într-o zi, da, am trecut pe lângă Lenuța. Acolo s-a auzit un audio cuvântul acela lui Dumnezeu și mi-a străpuns urechea. Am trecut pe lângă Erge și am auzit cuvântul acesta, am dus și brațul meu. Am trecut pe lângă Irma, am trecut pe lângă Cedă, am trecut pe nata mea și am auzit în casă lor cuvântul lui Dumnezeu. Am auzit cântarea de laudă. Și nu te bucur că atunci cineva să vină să facă mărturie aici în biserică că am trecut și am auzit doar. Știți că astfel credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu și i-am pus lor pe lui. De aceea, frate mei, noi trebuie să ne punem toată nădejdea și credința Domnului. Aseară am venit la biserică și a venit un om și stătea pe stradă. Și ce făcea omul acela? Era beat. Și se-a dat jos să tea, să deschide poarta și zice, ce faci mi-a dat aici? Zice, m-auzit cântările, cântând cântările Domnului. Auziți? Cântările Dumnezeu a fost aceea care l-a dus pe omul acela și stătea în picioare și stătea și asculta în dreptul casei noastre. Frații și noi, când cânt cântările Domnului, Dumnezeu este acela care lucrează și oamenii care sunt încălziți. Dumnezeu poate să schimbe stagiul și viața lor. Dacă te dedici cu totul lui Dumnezeu și lași pe Dumnezeu să-ți conducă mintea și inima ta, Dumnezeu va lucra și va face ca bucuria ta să fie de plină. Să te întâlnești cu acea persoană să spună că am auzit. Cum adică pe om viat auzi cuvântul Dumnezeu? Da, Dumnezeu și într-o om ființă așa poate schimba stearea lor. Numai noi pocăiți în el să-mi transformat de Dumnezeu. Numai noi pocăiți în el să-mi schimbat de Dumnezeu. Noi suntem foarte dărădnici la anumite privințe. Haideți, fratele, să lăsăm dărădnicia aceasta și să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne schimbe starea noastră și mentalitatea și gândirea noastră și să ne apropiem cu pocăința înaintea Dumnezeu. Pentru că vine ziua și ea și va veni, frate mie, că Dumnezeu din cer se va coborâ cu mare slavă și cu mare putere să ia biserica. Și s-ar putea ca mult de aici să lipsească de la apelul pe care Dumnezeu va striga ziua aceea. Domnul spune, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecare după faptele lor. După trăirea, după vorbele lor, după ce am făcut. Și facă Domnul ca în aceea, de când va suna trâmbița, frații mei, cu tot împreună să ne luăm zborul, spuneam și dimineața la biserică, să ne luăm zborul ca porumbelul spre porumbarul ceresc. Și Dumnezeu să fie acela care să ne ajute, că atunci în ziua aceea să ai aripi să zbori, să nu cumva să te țină aici pământul acesta și să nu poți să zbori în părăția cerului. Și dacă tu mi-a venit în minte, acum era o femeie, o soră, lucra la o fabrică, unde șiretului. Și obișnuia femeia aceasta să ducă câte un șiret acasă. Dar ce e un șiret? O oață, nu? O oață. Atâta, nu este unul mai oasă, câte o putea de lungă. Dar ajunge că într-o noapte a început să visează că vine Domnul, vine răpirea. Și au început pocăiță, frăzbare, spre cer. Și a început cu jatenat și la un moment dat s-a oprit. S-a rugat oare, ce vă ține de pământ? Și ce erau? Șireturile. O legatul de pământ și n-a mai putut să zboare. Și s-a trezit. Și a zis, n-am să mai aduc niciun șiret, nu mai iau. Pentru că lucrul acela putea să ține pământ să nu ajungi părintea. Este un furt. Și atât un furt calificat. Așa. Indiferent că e mare sau e mic, e un furt calificat. Frate și soră, să fim foarte atenți. Nimic să nu ne dorim din ceea ce are aproapele nostru. Nu-mi doresc. Ci îmi doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze pe aproapele. Amin. Dacă nu am nicio problemă, Domnul va da ceea ce am nevoie. Și să căutăm să ne spăsăm viața curată înaintea Domnului și să slujim pe Dumnezeu cu scumpătate, cu treptate și cu evlavie. Orice om se roage ție, orice om la vreme, evlavie se roage ție la vreme potrivită. Caută să ai o vreme potrivită întotdeauna să te rogi Dumnezeu. Și Dumnezeu să te binecuvânteze pe fiecare parte, ca Dumnezeu să facă noi slujitori adevărat, oameni care să-și ridească casa pe stâncă. Și Dumnezeu să ne ajute ca însemnătatea acestui cuvânt al Dumnezeu să aibă putere în sufletații noastre și să rămânem onestatori și credincioși. Vreau să terminăm această dimineață, această proastă de slujba, vreau să ne apropiem de cheiere cu gândul acesta ca să ne rugăm ca biserica să se pună în crederea Dumnezeu. Biserica să-și nu mai pună în vedește acum lucruri peritoare, ci în Dumnezeu. Amin. Și să ne îndemnăm la fapte bune și la o viață de credință curată. Și când te întâlnești cu frații, cu surorile, oricine ar fi, spune că Domnul l-a așteptat aici în casa Domnului.
că Dumnezeu îi iubește, că Dumnezeu îi așteaptă ca ei să fie mântuiți. Și dacă vor primi slavă Domnului, au înțeles pocăința. Dacă nu, înseamnă că n-au înțeles pocăința. Frați și surori, haideți să nu ne amăgim singuri, credând că dacă nu venim la casa Domnului, stau acasă, nu mai vine nimeni. Dumnezeu are oameni. Amin. El Dumnezeu are surori, are frate. Și Dumnezeu are milioane ca noi, frații mei. Poate să te rupească într-o clipită, dar Domnul vrea ca tu și tu și tu și toți cei care suntem aici să fim mântuiți, mă, frații mei. Să fim izbăviți de păcat și părădărege. Și atât se poate prin jertfa lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. De aceea, frate, mi se ne ajută cu Dumnezeu cu pocăință sinceră să slujim pe Domnul și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare parte, să ne punem toată încrederea în Dumnezeu și în puterea tăriei Lui. Și Domnul să ne asculte întotdeauna când noi ne rugăm înaintea Domnului și cu credință ne vor ruga ca Dumnezeu să aibă vedere pe prinși de război. Să eliberate Dumnezeu și să lucreze Domnul cu mâna tare și puternică și să-și întindă mâna acolo, să-i smulgă din chiarne diavolului care a pus stăpânire pe mintea lor și viața lor. Domnul poate să facă această eliberare. Dumnezeu să lucreze în direcția aceasta. Amin.